astăzi voi ține cu Craiova, dar atenție, cred că Sepsi nu va pierde. O să vi se pară ciudat, țin cu Craiova și zic că Sepsi nu va pierde, dar ăsta e adevărul. Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Începe și Superliga întâi, cum se numește acum. Suntem la Craiova, primul meci tare cu Sepsi. Ce să mai, Craiova l-a dat afară pe Reghe, păcat din punctul meu de vedere. Cred că merita să-și termine contractul de 2 ani. Dar l-a adus pe Giusi Balint, care a făcut o treabă foarte bună la UTA. Astăzi voi ține cu Craiova, dar atenție, cred că Sepsi nu va pierde. O să vi se pară ciudat, țin cu Craiova și zic că Sepsi nu va pierde, dar ăsta e adevărul. Sepsi are o echipă foarte bună. Giusi Balint a jucat cu UTA foarte bine, dar n-a câștigat 10 meciuri la rând. Echipa a jucat, dar nu marca. Așa cred că astăzi ambele vor marca și cred că Sepsi nu va pierde. Meci greu. Sper să bată Craiova, dar v-am zis, statisticile făcute de mine și analiza făcută de mine, asta e. Îmi dă că nu va pierde Sepsi. Plemenco acolo. Vă dați seama, rupea. Țineți-l un pic mai sus, că așa și mișcați un pic până prinde. Gata. Din Dol și până în Gorj și până în Vâlcea și până în Olt și până în Mehedinți. Sunt 30 de grade și mai sunt 20 de minute până începe meciul. Vă dați seama, căldura e sufocantă. Probabil vor avea și pauză de hidratare. Vedem. Nu uitați, dați și voi un like și cei care nu v-ați abonat, abonați-vă! Dați și pe contul de Instagram un follow, Fotbal ca pe vremuri! Frumos echipamentul cel nou, foarte frumos! Radu Petrescu, arbitru! Da, primul meci cu VAR de la Craiova, deci trebuie să stăm liniștiți din punctul ăsta de vedere. Ați văzut și la Supercupa României a fost. Sperăm că nu vor fi probleme. Interesant că Balint începe cu Roguliș titular. 4-2-3-1 joacă Balint, ca și la UTA. Cu Ante Roguliș în dreapta, Bayram în centru și Ivan în stânga, după cum se vede. Colici în atac. Mijlocaș la închidere, Crețu cu Mateiu. Surprinzător, Bergodi joacă cu Ninai, care e fundaș central, joacă la închidere. Acum la balon. A salvat în ultimul moment Căpățână, incredibil. Ocazie imensă, Sepsi. Da, și câțiva suporteri veniți la Sfântul Gheorghe. Poate Roguliș, cred că intră Gustavo, da, Gustavo se pregătește. Ivan, tati, Ivan! Bine, bă! Gustavo! Asta dă Ivan, cel mai periculos om de până acum, clar, clar. Bă, nu știu dacă am prins pe video ce ocazie cu Olici a încercat scăriță, bă, băiatul, bă. E incredibil. Putea, mă, să dea cu latul pe lângă, mă, bă, incredibil.
Haide și șepții la poarta cealaltă. A fost, dar mai devreme, dar n-a căzut la timp. S-a prins de Oltenia. Sefi cere penalti, tati. Oi, ce ocazie. Ce pasă la Ivan! Mamă! Incredibil! Universitatea Craiova are 1-0 cu Șepși. Aplauze pentru echipa noastră! Da, 1-0 la pauză. Craiova parcă mai bine ca Șepși. Meritat 1-0 ăsta. Meciul slab per total. Ivan face un joc bun, deși nu e la 100%. Pare că nu e la 100%. Și na, vedem repriza a doua. Da, hai să-i vedem pe băieți la lovitura pe Angel. Urmează domnișoară, Larisa. Cu stângul. Aproape. Hai că mai lasă băieții odată. Larisa, după ce dau ceilalți. La final. Urmează din nou Larisa Ștefania. Haideți cu curajul pentru Larisa. Și aia e la mai mare, la Da, în pauză lumea, la o țigară, la un suc. Suntem 11.740 de spectatori, vă mulțumim! 11.000 de spectatori, mult puțin ziceți voi, acum nu știu ce să zic. Ținând cont de media legii întâi, eu zic că e bine. A fost penalti. Cred că se va consulta VAR-ul. Fost faul. Ultimul meci pentru Biliacelli.
practic. Da, Balint, cum ne-am învățat și la UTA, nu prea face schimbări repede. O singură schimbare până acum. E pragmatic. Hai că a intrat Marcovi, să vedem. Ia vezi, bă, că a dat șef și gol. A ieșit GG-ul. A ieșit GG-ul, băieții, lasă, e bine. 3-1 și aia e. Damașcanu. N-au ce să analizeze, că a dat din afară. A intrat Marcovi și a dat șef și gol. Ivan Martiș, tati, a revenit. După 2 ani. S-a făcut liniște. Ce v-am zis de Sepsi, bă, băieți? Ce v-am zis că Sepsi e echipă care joacă, bă? Exact ca și cu CFR-ul. Nu, la Craiova dai 2-0 și se tratezi meciul în halul ăsta, incredibil. Să vedem, se consultă VAR-ul în premieră. Roșu, bă, băieți. Deci rămâne 2-2 și e și roșu. Deci rămâne 2-2 și e și roșu, bă. Incredibil, mă, dar n-am văzut ce s-a întâmplat. Roșu, bă, băieți. Mateiu. Ce-o fi făcut, 7 minute de prelungiri. Ba, cum ar fi să dea Sepsi 3-2? Ce ocazie are Sepsi, incredibil, bă, băieți. Și e gata meciul. Filiaceli, nu uitați să vă abonați și care n-ați făcut-o. Dați un subscribe și un like la video dacă v-a plăcut. 4 goluri în seara asta, incredibil, la Craiova. Asta e, mă, băieți. Sepsi, v-am zis, am simțit că astăzi nu pierde la Craiova, deși am ținut cu Craiova. Asta e, Sepsi e în formă maximă. De 7 meciuri am mai pierdut la Craiova, nu, cu Craiova, de 7 meciuri. Dați și voi un subscribe acolo. Și până data viitoare ne auzim.